bugetului pentru anul 2023 al Comisiei de Vaccinare. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind completarea articolului 1 la HCL numărul 58 din 24-5-2023 privind aprobarea actualizării normei de hrane a personalului din cadrul Poliției Locale Comisiei de Vaccinare. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Rom Press Service SA și a raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către OAT-urile membre, parte de concesionari legale gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015. Și punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor care împlinesc sau au împlinit 50 de ani de căsătorie. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotriva, abține? Nu sunt. Da? Dacă nu sunt, trecem la dezbatere. Punctul numărul 1. O lăsăm. Dăm în mâna doamnei contabile să ne spui ce un pic care e treaba cu rectificarea. Nu e prea mult de explicat. Trebuie 10.000 de lei ca să plătesc contribuțiile la asistenții personali. Și am luat din capitolul de indemnizații, de pe 68-57, și am optat pe salarii ca să pot plăti contribuțiile la asistenți pensionari, că au crescut foarte mult numărul lor. Și a asistenților și a indemnizațiilor. La sfârșitul anului nu știu cum o să... dacă o să ne ajungă bănuții din TVA, dar o să mai vedem. Și atunci am găsit soluția asta cu finanțele de la Bacău, ca să poți să plătești și contribuțiile, să nu duci un articol pe altul, ăștia 10.000 de lei, ca să îi achităm salariile la asistenții personali. Era dată dispoziție și în prima hotărâre din Consiliul Local trebuie aprobată și rectificarea asta. Despre asta e vorba. Da, sau o mulție din ce în ce mai mulți pentru... Da, au certificat, ce o dată, dar nu putem mai opri. Legea ne oblige. Ei s-au învățat acum să renunțe la indemnizație care se acordă contabilului și vor cadrare ca asistent personal. Îi merge și vechină. Pentru că primării cheltuia la ei mai mare. Da, și viramentele și... Da, la de indemnizații mai sunt de la asta. Exact. Suportăm noi. Da, noi nu putem opri restricțiunea nici într-un fel, n-avem ce face. Iar TVA-ul de, pentru asistenți personali, la începutul anului ei ne-au dat pentru 12 asistenți și 30 de indemnizații, iar în momentul ăsta 18 asistenți și aproape 40 de indemnizații. Cred că o să ajungă până la urmă la invers, la port. Da. Da, cu ei fac fel de fel de presiune. Ei vor angajați și cu asta va. Vom vedea. Da. Asta e deci. Mulțumim, doamne, să ne dau Domnul, da. Alte discuții, dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt, spunem la vot. Cine-i pentru? Potriva, ține-ne. Trecem la punctul 2. Discuții. Acum ar fi liber. Da, normal. Întrebări. Dacă aveți. Este ordinul ministrului să mărește de la 36 de lei la 48 de lei. Nu e mare diferență, nu e mare diferență. Deci e stabilit prin hotărâre de independență. Numai că la noi să supunem la vot. Supunem punctul numărul 2. Nu este pentru. Potriva abțineri, nu sunt. Punctul 3. Și cu... Da, tarifele de ADIS și Rom Press. Ea nu prea avem mult de discutat de aici. Deci aici sunt stabilite tarifele între ADIS, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sau Proprietate Bacău, și prestatorul de servici, Rom Press. Service SA.
respectiv, implicit comunele care fac parte din ADIS. Ne influențează de noi la... Nu. Discuții? Alte discuții nu sunt. Dacă nu se schimbă pe... Să punem la vot. Cine este pe noi? Potrivit, abținere, pe care nu are imunitate. Și punctul 4? Referitor la... Deci cum am obișnuit în fiecare an pentru cuplurile care primesc mântăși de anticătăcie. De 50 de ani, 2002 sau 1? Da, 50 de ani. Nu, până la timpul respectiv. Ah, am înțeles. Deci dacă au făcut anul trecut și nu au beneficiat așa, avem situații depuse de anul trecut dosarele, dar am stat ca să mai adune, dar acum din ce în ce mai puțin să mai reținesc 50 de ani. Condiția este să fie împreună. Nu le căsătoriți, nu singuri. Și avem trei cazuri. Și le căsătoriți, dar să vă aibă 50 de ani. Da. Avem la Gutinaș Ignat Mihai Colina, la Bogdana Chiriac Ion cu Virginia, și la Negoiești Merunoșcă Constantin cu Cornelie. Acum, cum de decedat, nu prea corect. Nu. Dacă s-a amândoi ne sunt mai dacă nu, dacă e unul, trebuie să fie amândoi în viață. Nu, trebuie să fie cuplu. Da, deci se poate acorda și la cel care o împlini 50 de ani și ulteriorul de celălalt. Ce iau până la... Da, și nu avem fost. Da, la decesul celuilalt. Unul de la mâine. Da, da. Dacă face dovada că erau împreună la domnirea celor 50 de ani, suma e cam mică acum, trebuie să mai mărim pe zână, dacă o tot ținim așa de... Suma e în funcție de bugetul... Da. Comun. Dar sunt cazuri puțin, ce să facem, nu? Speram la mai mult și să... Ce sute de lei de... Nu. Câte cupuri sunt? Trei. 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 Dar de la consiliere. Sunteți de acord, da? Dacă vi se pare că e puțin, mă trebuie. Cine este pentru? Bravo. Împotriva, abținere, nu sunt în unanimitate. Acum, dacă la diversele noastre. Dacă se poate. De spus, nu avem ordinea de zi, dar... Domnul primar, ieri am venit către cu domnul vice, la ce am așa spunea marcat, și mă oprea, nu mai pe nevoie, nu știu cum o chemă pe aia, una blondă. De ce Bogdan are apă nevoie? Eu l-am explicat frumos, l-am zis, păi zic, dar veniți mâine cu ședința. Poate ceva ca ședință, că au voie să vedeți din sat, nu? Sigur că da. Așa, puneți acolo întrebări. Că nu, că nu vrem noi să dăm apă la nevoie ședință. Ha. Da. Eu i-am amintit că pe Arsenie... Acum mi-a dus și la cunoștință opinia oamenilor sau vrei răspuns la mine? Păi nu, 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 nu că vreau răspuns, eu i-am chemat azi aici. Este program, apa se dă cu program. Am înțeles. Da, la ora 6 dimineața, la 9. Da, sau este acolo la Lumiscoi pe Coceană, la aia nu. S-au făcut acum, s-au pus pe fiecare. Nu, dar acolo nevoiești doar încă pisica, deci la program, apa se dă. Gale, nu m-am umbit. Asta nu e o problemă numai pe nevoiești. E problemă cu toate satele. Acum, dacă plouă un pic, toată lumea are apă. Nu mai este program, nu se mai respectă programul ăla, că se închide, se deschide la 5 dimineața, se închide la 9 sau se deschide seara la 7 și se închide la 21. Nu. Deci este apă permanent. Dar nu văd să se dă plouă, este apă. Deci apa și toate investițiile care s-au făcut pentru alimentarea cu apă, îi spune așa, alimentare cu apă potabilă și de incendiu. Nu spune apă pentru irigație. Nu, pe mine m-am luat că vrei ești consilier, dar să încep ajungi în satul ăsta. Nu trebuia să spun că tu nu ești consilierul satului nevoie, ești consilier la Consiliul Local. Asta le-am spus, dar nu poți să vorbești urât, dar frumos. Dar nu-i vorbești, nu, trebuie să vorbești urât ca să dai răspunsul lui. Nu-i vorbești răspunsul că nu-i convine, trebuie să vorbești civilizat. De la mitigație, mai am ușor. Am vorbit cu mitigație, nu e asta de vorbă după aia, așa nu ești. Da, da. Este persoană care se ocupă de exploatarea apei? Nu
cineva și-a dat. Deci, ca să știți, am făcut intervenție atât la președintele Consiliului Județean, care este președintele Adinului Bacău, cât și la directorul Cravului și a delegat de la Târgu Bocnea, acolo are un punct de lucru, sunt trei muncitori, a delegat permanent un muncitor la Ștefan cel Mare, până când se angajează un operator. Ieri l-am convins pe Costică Bontaș să intru din nou. Atât timp cât o să ocupi Costică de sistemul de alimentare Bogdan Ștefan și Bocuiești, o să fie bine. Ce se întâmplă? Să și fură nota. Ca să știți asta. Niciodată nu corespunde indexul de la populație total cu indexul care pleacă din stația de pompă. Nu știu cât o fi de adevărat, dar Cătălin Forcoș, care a fost înainte și-a dat demisia, spunea că la Nevoiești au plecat din stații 10.000 de metri cubi și la cititul acometrului la oameni s-au regăsit 3.000 de metri cubi. Îmi vine greu să cred că chiar 7.000 de metri cubi s-au furat din 10.000. Deci, cam 60% se fură. Îmi vine greu să cred. Eu mă gândesc că de unde are evidența. La tezia e necitită cu facturile alea care a fost. Nu. Nu ești din cauza asta cu... Probabil. Fiindcă facturile alea au mai mult pe estimat decât pe real. Da, așa. Deci este niște sub, niște... Deci ei au preconizat o cantitate. Deci nu au plătit o cantitate care au avut plătită la vas 40 de metri și acum nu ia niciun ban. Ea aia consumă. Continuat. Dar nu e... Bun. Haideți acum să vedeți, hai să vorbim de Bogdana Ștefan cel Mare și Nevoiești, care este dată deja la un administrator, la un operator. Nu mai este nici atâta apă la izvoare. O scăzut și volumul de apă de la izvoare, debitul. Am făcut forajul pentru sistemul ăla de alimentare la Rădeană. Da. Vineri, cred că o să avem recepția la terminarea lucrărilor, dacă o finalizăm. Vedem după aia consumul, debitul de apă care este la puț și consumul în Rădeană. Dacă permite, o să facem din rezervorul care se alimentează Rădeana, să alimentăm și celelalte trei sate. Sau alimentăm Nevoiești de acolo și lăsăm Bogdana și Ștefan cel Mare separat, să nu mai depindă și Nevoiești de acolo. Și în condițiile astea, cred că o să avem eficiență. O să avem necesarul de apă. La Vișoară știți destul de bine. Avem apă să dăm și la Căiuța. Nu dăm la nimeni. Nu, nu dăm, dacă nu dăm, dar putem să dăm. Nu, dar apropo, da. Spune domnul Victor, mai plătim și la aerul care poți fi lor. Aici e problemă. Acum nu știu chiar dacă vine aer pe... Contoarul să învârte. Nu știu, ai verificat tu asta? Da, să învârte. Da, dar să învârte contoarul. Să învârte. Orice contoar să învârte. Hai să-și pierdește, pentru că și chiar dacă, atunci stau eu și mă întreb, dacă se învârte contorul fără apă, unde s-aia 7.000 de metri cub care au fost prin Nevoiești? Acolo nu s-a învârtit cu aia. Bun. Acolo s-a învârtit cu apă. Aia există furul. Sigur. Altă întrebare, dar Nevoiești așa de când sunt de la trat, la mine mi-i spune că pe împoartă. Eu până mă opresc acasă. Dar nu știi că îi consumați. Și am luat hidroforță să-l dăm. Au pus rătirea în poartă la fiecare cu număr de telefon și pentru proprietarul să sune la număr. Am sunat la tărâi. Dacă nu te găsești de acasă, te găsești de acasă. Eu i-am verificat într-o zi pe Bogdana și erau la gătire găsit. Da. Și erau înăuntru, citeau o pomeră. Crește. Și la mine în curte au fost, au citit acum. Și la mine au venit, au citit pe apocare. Da, da, da.
Dar dacă ești acasă, ei nu au cum să intre în curte. Deci, eu zic că au procedat bine de a lăsat un număr de telefon unui pot fi contactat. Da, da, da. Care sunt dai indexul, pe, dacă ei n-au fost. La celelalte sate, Rădeana, Gudinaș și Vișoara, unde nu este dată la administrare, cred că zilele astea, dacă săptămâna viitoare, să primim autorizația de funcționari de la DSP și de la Apel Român. Încercăm să dăm tot la praf, că suntem obligați. Că atâta timp cât facem parte dintr-un ADI și este un operator unic la nivel de ADI, trebuie să o dăm în loc. Nu putem să ne facem noi serviciul nostru. Dacă nu o să, până când o să o predăm, prin hotărâre de Consiliul Local o să stabilim niște tarife. Încercăm să punem niște tarife diferențiate. Adică, până la 10.000 de metri cubi pe lună. La 10.000. 10 metri cubi pe lună. Să plătească tariful care îl practică și cravul. Peste 10.000, peste 10 metri cubi pe lună, o să stabilim o altă taxă. Eu am zis 10 metri cubi pe lună pentru o familie, este destul de suficient. Este rezonabil. Nu vă spun. Că la Gutinaș am trimis poliția locală să pusească apometri. La Gutinaș. La familie Pârnu. Dacă vreți, de stat Popa Sarăș. Într-adevăr, are cu 20 ceva de vaci om. Au citit 99.335 metri cubi. 99.300. Deci un milion. Deci la ultima... 100.000. La ultimul număr. Nu mai e. Păi consumul și 995.000. 300.000. 900. E până la un milion. 995.000. Păi cum vă puteți închipui că o familie chiar poate să consume? Nu stă furtunul zi și noapte. El a jucat pe acolo, pe acolo. Dar de când e pus în funcționare... Dar ce are de pus în funcționare? Dar nu se justifică. Dar comparativ cu celelalte familii. Deci lucrul ăsta se întâmplă numai acolo unde se fură. Nu s-a mai plătit. Pentru că la Vădeana, un alt caz, la Rădeana. La Matei Ion. Da. Anul trecut, la cititul apometrilor, avea 344 de metri cubi. Anul ăsta, 343. Mai puțin cu metri cubi față de anul trecut. Deci înseamnă că a dat invers. Ce-a făcut omul ăla? Deci în momentul când o să avem cele două autorizații de la DSF și de la Apel Române și băgăm la plată, sigilăm toate apometrile. Cel care nu are apometru, îi dăm termen. Trei zile. Le-am mai făcut. S-a făcut, s-a sigilat. Și dacă nu se conformează, le tăiem apa de la limita proprietății și îl obligăm după aia, dacă se branșează, să-și pune căminul la ăsta de la Gutinaș și a făcut adresă și i-am spus, i-am dat un termen, să-și mute căminul la limita proprietății. El deja îl are, la el poarta e legată încuiată non-stop. Îi are vreo 7-8 câini. Care l-au vizit la 7-8 metri de limita proprietății. Deci, obligat, acolo nu... Și dacă nu se conformează, acolo mergem noi cu buldog. Am săpat, am tăiat de la... din domeniul public, am pus top și... De la Ardeane, de două săptămâni, când o luat... Prima. Altceva. Consumul acolo unde nu este... unde este apă. Așa, și nu se plătește. La Gutinaș erau
toate trei rezervoare, 150 de metri cubi, erau pline. În timp de 4 ore, și în timp de 4 ore pompa tot o băgată în rezervoare, încă vreo 20 de metri cubi. Deci 170 de metri cubi s-au dus în 4 ore. S-au pus în rezervoare în 4 ore. Ceea ce s-a întâmplat și la Rădeană. Acolo, bine, n-am cronometrat, dar am zis noi, de când o semnalat cineva că s-a oprit apă, nu mai este, apă dura vreo 5 ore. Și în 5 ore, pompa tot o băgată. Am stat eu, am dat drumul la grup. La fel, am stat 150 de metri cubi. Am plus mai bine 20 de tori de apă. Deci am stat eu și am consumat atâta apă. Deci, oare de vină primăria? Sau sunt oamenii de vină? Consumă inconștient. Trebuie să înțeleagă toți că și nu-l interesează, dacă el are apă, nu-l interesează de vecinul. Are să apă. Lucrul ăsta să înțeleagă. Noi, dacă suntem de vină, suntem de vină că nu luăm măsuri. Împotriva celor care de asta suntem. Asta este vina care eu mi-am spus. Dar dacă cineva chiar mă învinovățește pe chestia asta, scap din asta. Deci eu zic că problema cea mai mare este acolo unde se consumă și nu se plătește. Asta e cea mai mare problemă. Foarte multe familii nu o să consume exagerat de mult să plătească. Da, să fură Dani, Dani, că Bogdan aștepa și îi voi să plătește. Păi plătești la fură neamuțurile. M-ai înțeles? Cum mi-a spus Cătălin, ăsta am discutat. Deci, de 15 ani, când zicem așa că e băgata asta, sunt familii care are un consum de 1 metru cub pe lună. Dacă faci media la 15 ani. Ceva care nu e posibil. Mai este posibil. Da. Este. Mai sunt care au alte surse de apă. Mă. Restul... Mariane, eu știu la cine te referi, știu destul de bine, dar sub umbrela aia că are sursă alternativă, au și bypass-uri. Păi acolo se fură, asta vreau să spun. Știți acum câțiva ani, când l-a găsit Costic în Ponta, știi, Ioșa, când avea din sursa asta al noastră, băgat în sursa voastră. Și alimenta, te alimenta și pe tine, tot din sursa satului, așa, erau alimentați din sursa... Care nu era contabilizată publică. Aia și la nevoie și acum aici. Cred că, cred că dacă o să mai întâmple așa, și consumul ăsta, o să oprim un pic, că apăiți pe domeniul public, nu puteți spune nimic, aveți alternativă, aveți creat surse de alimentare, nu tăiem. Dar închis. O blindăm. O închid de undeva. Și la Bogdan este o casă care are... O închidem de undeva și vedem după aia. Acum crește apă. Păi aici am vrea să zic. Asta e toată de la ofenică. Eu mai pas undeva și... Eu mai pas, mă mai pas cu oamenii că... Noi suntem foarte inventi. Și contoarele sunt inimici. Când au venit băieții acum așa pe oasă de jos pe ei. Când ei au zis că vrea să iau niște apă cu o probă de apă din regionul care e așa. Eu am apă din... Făcut undeva un bani. Deci am Dacă condițiile când o dă din ecologie.